Sunt nevoit, ori să tai din burlanul la altul, din ștuțul de un burlan ca un ștuț așa de lung, ori să tai din ăla cu bonfaiul să las recuperatorul mai jos pe sobă, ori să îl las așa și să ies direct pe tavan și atunci nu mai tai de niciun burlan, că pleacă în sus. Și de ce să mai stric din burlan când pot să plec direct în sus și îmi vine și mie bine, că uitați-vă aici, la vecin, uite, are țeava, uite, sus pe casă, pe vertical, știi? Și o să plec și eu cu ea tot așa, că mi închipă că așa o să tragă mult mai bine, că așa este, că trec de casă cu ea în sus. Deci mai trebuie rezolvată și problema asta cu burlanul. O rezolvați. Astăzi? Păi astăzi, că pornesc un velitul la tablă de aici încolo, dau gaură, pe urmă, în tablă, dau că trebuie să tai tabla rotund cât burlanul mai micuță decât burlanul, să intre burlanul mai forțat, știți? Așa. Să aibă și tabla o buză în sus lăsată, că altfel intră ploaia pe în casă pe burlan, pe lângă burlan. E o chestie, știți? Și aici, așa, și după care, pe urmă, să mă apuc de izolație. Uitați cum e aici peretele, uite, e neizolat de tot, uite, se vede direct rigipsul. Este neizolat. Și, a, cam asta este aici. Acum doar să vă propun să mergem să vedeți soba. Să vadă și doamna că ai luat-o, că n-ai luat plasmă. Soba? Ce plasmă luai de 13.000? Vai de capul meu, mie spuneți că am fost la un pas să nu iau. Dar rămâne acea nebunit, zice, cu ce ne încălzim la iernă? Vai de capul, de 13 milioane luam o plasmă de astea de pisica în coadă. Vă dați seama ce era? Dar să vă țineți bine, că să nu vă speriați ce o să găsiți în casă. Că nu mai am box, am vândut-o, să știți. Oh. Că asta e cea mai proastă, dacă știam nu mai veneam azi. Ce s-a zis cu boxa afară aici? Da, da, de ce am vândut boxa? De ce? Mă întreabă toată lumea, pentru că trebuia Ramona să ia pensia și nu aveam bani să plecăm la Bălțești. Nu aveam bani să plecăm la Bălțești, a trebuit să dau boxa. N-am avut ce să fac. Dar de ce am dat boxa? Că am fost cu fratele colegului mea voastră, cu Nina Mihăiță, Iacovache, să-i dea Dumnezeu sănătate pe unde să duce el, că ieri m-a luat să-l ajut la un salcâm și l-am lăsat acolo și am plecat. Că n-am avut chef să mă sui el în salcâm, că îi aud, era fric și zic, eu am lemne, nu mă mai sui în salcâm acum. Și, deci ai cu mine, Arturica, până la proiect să iau niște mobilă veche, zice, și îți dau și ție ceva de acolo. Mi-a plătit omul, mi-a dat 60 de lei, Nea Mihăiță, îți dea Dumnezeu sănătate la Nea Mihăiță, vine ca așa să mă pui bine cu el, că l-am supărat ieri. Așa? Și ce credeți că a făcut Nea Mihăiță? Mi-a dat două paturi, în care unul în curte, că n-am mai avut loc în casă, unul l-am băgat în casă. A zis, bă, le fărâm treaba ta, numai că și așa, le-a luat pe bucăți de acolo, ce nu mă interesează ce faci cu ele. Și un castofon mare, uite așa, dublu radio castofon. Domnul Răzvan, cântă ăla pe generator. Mi l-a dat Nea Mihăiță, castofonul. Îl am în casă, dar decât că n-am benzină ca să vă fac demonstrație. Cu el. Data viitoare când ați venit o să mă procur de benzină sau să-i cumpăr baterii, că intră 8 baterii de alea mari, 2,5. Nu, da, merge și pe baterie. A, și boxa am vândut-o la cineva în Ceptura. Nu dau nume. Momentan. Ai plâns? Ai dat-o? Nu. Nu. Nu că aveam ăla. Nu că aveam ăla și m-am ținut că eram la pensia și mai iau înapoi o boxă de aia. Dai la altă, iar înapoi, că am fost la magazin, dar am luat-o pe aia și mai are 1.100.000. Dar m-am gândit că haide să vedem ce facem, zic, când am venit acum am luat tablă, știți, din banii care am mai rămas, că zic, ce să fac, să iau tablă, să mă plouă, să nu iau tablă, să iau boxă, să mă plouă în casă sau să iau tablă, să nu mă plouă? Zic, lasă, că dacă am castofonul ăla și mai am ceva frumos. Când am plecat în seara aia, atunci, din banii care ne mai rămas de la doamna, m-am dus în Dedeman și am luat și eu, ca toată lumea, mă pregătesc de Crăciun, domnule, am luat un brad. În casă? Dar atenție! L-ai vândut? Nu, nu, dar ăsta are și el o instalație pe care am dat 35 de lei și pe aia, știți? Dar instalația asta nu se bagă la curent. Are panou fotovoltaic, atenție, se încarcă ziua cu energie și seara pornește instalația automat, singură. Tehnologie gravă la palat. Și să atenție! Fac cadan negru, atenție! Luna viitoare mă găsiți cu plasmă și cu cablu reinstalat. O vitură de teatru. Da, haideți în casă, vă invit în casă acum să vedeți soba, să vadă și doamna, căreia pe această care vreau să-i mulțumesc și să nu mai fie supărată pe mine, că m-a sunat și
Era un pic supărată doamna că a zis, zice, am fost anunțată de Western Union că ai ridicat banii. Zic, da. Zice, bine, dar nu era normal să mă anunț și pe mine că ai ridicat banii, ca să știu și eu, zice, ce ai făcut, zice. Zice, nu-i corect așa. Dar n-am avut când s-o anunț pentru că n-am avut credit pe telefon. I-am explicat că n-am avut, dar dânsa n-a înțeles. Să vadă soba și vreau să le mai mulțumesc unor tineri de la Ploiești, cine ori fi, nu-i cunosc, dar chiar aș vrea să-i cunosc, să le mulțumesc pe această cale, că am venit acasă de la Bălțești și, bineînțeles că m-a sunat vecina și mi-a spus că niște băieți au adus niște saci cu haine. Niște saci cu îmbrăcăminte, la număr 10 saci. Ce ai generatorul, uitați. Generatorul, da? Îl țin că nu mai are benzină până diseară, că noi alimentam, mai am eu țică benzină, dar nu mi-ajunge ce am eu. Deschideți ușa, acum să vedem, nu știu că s-o vedea acum. Hai. Se vede, se vede. Știți? Da. Ia veniți dumneavoastră, băgați capul numai să... Puneți dumneavoastră să faci dacă eu am căldură sau nu. Ia ziceți. E chiar cald, dar uite și... Bradul este aici. Și canapea. Două fotolii, cam uitați să vă spun, am primit și pe asta după sat. Fotoliile, soba, uitați.